pentru că temperaturile au ajuns sub 0 grade, ploaia a fost transformată în ninsoare. În unele orașe din Bosnia, circulația este paralizată. Cei mai afectați sunt șoferii care sunt prinși pe drumuri din cauza vremii. Viezda e vreme cauza Božić, al danas e Vaskrs, katolički, čestitam svim katolicima, katolički Vaskrs, a mi iduće nedelje slavimo Vaskrs, ko zna kako će biti vreme. Nici Croația nu a scăpat de ninsori și vreme geroase. Autostrada dintre Zagreb și Split, dar și alte drumuri naționale au fost închise încă de ieri dimineață. Utilajele au fost scoase imediat ca să curățe șoselele. În plus, în zona montană, temperaturile au scăzut brusc peste noapte și drumurile au înghețat. Meteorologii spun că vremea își va păstra aspectul de iarnă cel puțin până la jumătatea săptămânii.